salutare și bine te-am găsit la un nou episod din Mihai Petre Show. Sper să rămâi până la capăt pentru că invitatul de azi este un spectacol în sine. După mine, viața invitatului de azi ar trebui ecranizată cât mai curând pentru că este așa cum scrie la carte, cu suișuri, cu coborâșuri, cu multă emoție. Amalia Anastase, bine ai venit! Bună ziua, doamne, ce introducere! Ei, Amalia, Bună dar Mihai. să știi că e foarte sinceră. Da, mai mai uimit așa, nu prea mă uimesc interviurile niciodată, știi, și mai ai uimit cu introducerea asta. Nu m-am gândit așa la mine. Dar tu ce crezi? Ar fi bună cartea sau filmul? Măi, nu știu, că și așa m-a multă lume, că cum mi-am permis eu să-mi spun doamna Amalia? Adică ce? Și am zis, da, să știți că doamna, adică sunt doamnă, n-am, domn nu sunt. Și m-au certat că au zis, ce este încrederea asta așa în tine de fi tu doamna Amalia <laughs> și am zis e o glumă, da. este o glumă oameni buni dar da, nu m-am gândit la așa ceva sper să, pentru că eu nu prea mai iau în serios, știi, de asta nu m-am gândit niciodată la așa ceva și sper că nu știu, multă lume care se uită la mine să nu creadă că sunt foarte pretențioasă așa cu mine, că nu sunt Asta rămâne să vedem, mm -hmm. <laughs> dar eu știu sigur că parcursul tău e unul dintre cele mai interesante pe care le-am văzut vreodată. E, da, nu-i simplu. Și <laughs> m-aș întoarce de la început. M-aș întoarce la început. Da. Ca să-i conving și pe ceilalți. M-aș întoarce la fetița Amalia. Tu ești din București? Eu sunt din București, dar m-am născut la filantropia și am copilărit în Rahova. Am copilărit până la 22 de ani în Rahova, am fost singurul copil. Ne-a avut o copilărie lungă până la 22 de ani. O copilărie, da, ani. foarte lungă. Am stat la mama acasă până la 22 de ani, n-am spălat vase, n-am spălat rufe, n-am... Deci nimic, am fost o uh -huh. prințesă până la 22 de ani și după aia. Adică din punctul ăsta de vedere, ai mei m-au, știi că toată lumea spune, dacă nu știe să facă nimic acasă, nu se, cum o să se descurce în viață, cum... Mm. E, uite că m-am descurcat, pentru că nu e vorba de spălat vase când ești mic, e vorba despre iubirea pe care o primești când ești copil. Aia te pregătește să, să fii puternic în viață, să faci față la chestii, nu că te-a învățat și te-a pus să speli trei tricouri și niște farfurii. Din punctul ăsta de vedere, am fost extrem de iubită de ai mei și, nu știu, răsfățată. Bineînțeles, unde am crescut era o... Era, na, știe toată lumea ce înseamnă Rahova, dar pentru mine Rahova a fost cel mai mișto loc pentru că am avut o copilărie extrem de fericită. Ne jucam de dimineața până seara când eram mici. Uh, nu mi-amintesc. Mi-amintesc doar zilele ploioase în care, ploioase în care stăteam și mă uitam pe geam și de-abia așteptam să termine să ies afară. Dar în rest, eu nu mi-amintesc lipsuri sau... mi am amintesc numai distracții și, nu știu, când eram mai măricei, cântam la chitară până noaptea târziu, afară. Nu eu cântam, dar cântau băieții care știau Fetele care știau și eram, ne strângeam toți, era, deci a fost o copilărie extrem de frumoasă pe care nu mai văd astăzi la copii, știi? Practic aveai gașca ta din Rahova și umblați pe exact. Nu sună chiar safe în ziua de azi. Da, uite, vezi, mie nu mi s-a întâmplat nimic în 22 de ani în Rahova, deci absolut nimic, niciun incident. Bine, noi ne băteam ca chiorii pe afară să ne înțelegem, adică nu. Dar vezi, astăzi totul s-a schimbat, așa și copiii nu mai pot să se rănească, nu pot să cadă. Uh, Mi-aduc aminte acum vreo săptămână, două, nu mai știu, au venit niște prieteni de a lua alesia pe la mine și nu știu ce am pus-o picior peste picior și zice, dar ce aveți în genunchi? Și m-am uitat, n-am nimic. Păi zice, nu, zice, semnele al. Păi zic, alea sunt de când era mică. Zic că eu am mereu în gen. Așa de rău? Și mi-am dat seama că copiii ăștia nici nu mai cad, frate, nici nu mai cad, nu au rând pe ei. Păi, dar eu am și prin cap aici, m-am învățat vălică să trag cu invizoacele. Când Vă era mică, fin. vălică fiind cineva de acolo, un băiat. Și mi-a zis, fii atentă, ții ăla, crăcanul ăla așa și tragi tare. Dar cât poți tu de tare tragi așa de la ăla? Și Cum dacă... mi-a acum? Da. Așa și tregei. mi intras, uite-am aici, ce... tu stai seama că puteam să scot ochii. Adică, Rahova, dacă erai prost, nu prea nu o duceai mult și atunci te deșteptai de frică. Și de? crezi că era mai bine așa sau cum e acum? Păi nu știu, frate, dar nu există loc în lumea asta în, în care mie să-mi fie frică să mă duc. Adică nu există o om sau loc sau împrejurare de care mie să-mi fie frică. Uh -huh. Pentru că am fost crescută în, pe front. În Rahova. Adică acolo ori... Și cum era frontul ăsta? Ce se întâmpla într-o zi nouă? Păi ori... dacă erai prostuț, ți-o luai. Ce și învățai prostuț? să nu mai fi prostuț. Adică. Să nu mai fi, să nu te alinți, să nu te că imediat venea unul și ori îți fura mâncarea, o bomboană, ori străgeai cu invisoarea ca ai în față, dacă nu te ducea mintea. Și de asta și te învățai imediat. Data viitoare știi imediat să nu mai fi tâmpit, știi că ăla și face mișto de tine. Uh -huh. Pe când acum știi totul este o cocoloșală de asta dusă la extreme, înțeleg că e mult mai periculos astăzi, pentru că, într-adevăr, nici urmează să cum eram eu la șase ani, eu luam maxi taxi și veneam în dorobanți la patinoar, uh -huh. singură. nu mai las pe ei mei să facă așa ceva, că na, e mai periculos astăzi, e mai mult. Uh, sunt foarte multe mașini pe stradă, nu mai poți să lași un copil pe la noi, treceau trei mașini pe zi. Dar uh, o ducem și la extreme, noi, părinții ăștia. Noi, părinții ăștia care am stat cu cheia de gât până, stăteam până la 12 noaptea câteodată afară o ducem până la extreme puțin cu copiii, să nu-i mai lăsăm să facă chestii, că e periculos. Copilul trebuie să aibă și puțin, trebuie să se învețe pe pielea lui cu chestii. Trebuie să-l mai lasă și cadă, să se și lovească, să, se, să, și facă mișto de el altul. Aici, uite, vezi, e o graniță fină între a fi, între bullying și să facă unul mișto de tine, că dacă face un prieten mișto de tine, e ok, prietenul tău. Uhum. Înțelegi? Nu poți să o duci la extreme și să-l păzești pe copilul ăla într-un glob de sticlă așa, să nu facă nimeni, părinți care se bagă în certurile copiilor. Nu e bine. Uhum. La mine venea mama acasă și spunea, nu veni să-mi spui mie că te-ai certat cu aia sau cu ăla. Treaba ta rezolvați-vile. Și le rezolvam și gata, la revedere. Și la noi se mai rezolva și cu bătaia, adică nu era doar așa cu vorbă bună. Între copii, spre Între copii, da, între copii, <laughs> da, îți dai seama. Dar știi că de, știei de unde ți-o iei, de unde, cum să vorbești cu ăla care e mai bătăuș uh -huh. să nu, știi? Adică a fost o artă de asta pe care trebuia să o stăpânești, pentru că altfel... Cu copiii tăi aplici aceleași reguli? Adică mai nu-mi place. Nu-mi place cocoloșala și nu-mi place, nu place alintătura asta. La mine copiii mei au vorbit, ori au vorbit, ori nu ne-am prostit. Uh -huh. Adică, aia, n uh -huh. a existat la noi. Nu, nu pot, pentru că mi se pare că nu respect copilul. Uh -huh. mi se pare că îl tratezi ca pe un cățel. Știi, când vorbești așa, când te prostești, când vorbești cu el. Și din cauza asta. M am sărit peste faza asta. Mie îmi place când, când, de exemplu, când strică cuvintele. Îmi plăcea la toți trei, mi-a plăcut și nu-i corect, tanga. Îmi plăceau să zică, de exemplu, Toma zice la pieliță, ce piuliță. <laughs> și îmi place așa de mult când, știi, îmi plac chestiile astea, dar nu vorbit-o la stupid așa. Tu ai trei de... copii. Da. De vârste Diferite, păi adică... aproape 18, aproape 15 și toma 5 ani jumate. Deci, ești deodată în toate etapele sunt în... dificile da. posibile. Da, 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 da. da. Și cum reușești să gestionezi abordarea, pentru că <laughs> abordarea e diferită în funcție de fiecare vârstă? Uh, mai eu sunt, așa, un fel de copil mai mare. Eu am impresia, nu știu dacă am mai zis, dar nu cred că am mai zis cuiva, eu nu am impresia că m-am maturizat foarte mult. Eu am impresia că sunt la mintea unui copil care crește niște copii. Și din punctul ăsta de vedere, mi-a fost foarte ușor să rezonez cu ei, pentru că știu cum îmi fugea și mie mintea când eram mică. Și știu că atunci când îi spui ești cea mai rea mamă din lume, care mi s-a spus și mie de câteva ori, uh -huh. nu înseamnă asta. Înseamnă că eu chiar voiam să fac asta și tu nu mă las să fac asta. Uh -huh. Înțelegi? Și atunci știu cum le merge și lor mintea, știi? Și nu mă șochează foarte multe chestii când mai punem și niște limite. Că există și niște limite, bineînțeles, cum au fost și la mine, cum trebuie să fie în toate, în educația copiilor. Copiii fără limite ajung... Cum le servești limitele astea? Păi depinde acolo de context, adică important. depinde cât de mult se întinde coarda, și dacă se întinde prea mult, sunt, sunt limite mai certate, așa. Mm -hmm. dacă, dar ne-am înțeles acum și fetele. Am niște copii extraordinari. Nu știu dacă e meritul meu, dar sunt niște copii foarte buni la suflet, și vorbim și ne înțelegem. Au fost și cazuri în care nu ne-am înțeles și atunci ne-am certat. Nu, nu e rău să te cerți cu copiii tăi, uh, e rău să cedezi când nu e cazul. Și când a fost cazul, n-am cedat. Uh -huh. Și atunci am uh, reușit să am, uh, cum să spun, să avem un modus vivendi, așa, în care știm că nu trecem anumite limite, știi. Uh -huh. uh, dar am cei mai buni copii la suflet, <laughs> ca și mine și eu, tot așa sunt, <laughs> sunt bună. Uh, pare rău, <laughs> singură, doar aștept respectatori. E, nu uh, că ai, dar... ai, ai, niște, ai niște argumente solide. Da. Uh, e evident că uh, per parentingul acesta cu succes, pentru că fica ta cea mare deja are succes. Alicia, da. Din câte am auzit că am A intrat cu bursă, da, la Parsons Paris, puțin. am fost extrem de uh -huh. fericită pentru că, în primul rând, îi dă ei încredere în ea, că ea ca și mine nu prea are încredere în ea, nici eu nu am încredere în mine. Am oștenit asta de la mine și îmi pare rău pentru că eu tot încerc să îi spun că pe mine nu m-a ajutat așa de mult chestia asta și că iar ar trebui să treacă peste asta, dar e greu să treci peste asta când tu n-ai încredere, în încredere în tine. Dar de ce n-ai încredere în tine? Mai mi se pare tot timpul că am, știam, sindromul impostorului, știi? Că nu sunt, uh, n-am făcut nu știu ce școli, n-am, uh, eu am făcut finanțe bănci și n-am profesat nicio secundă, înțelegi? Uh -huh. Pentru că nu mi-a plăcut, am fost rodul unui sistem de învățământ greșit, care se perpetuează și astăzi, din păcate, și care n-a știut să mă îndrepte către ceea ce îmi place mie. Eu aș fi făcut ori, ori psihologie, dacă era după mine, ori sociologie. Și de ce ai ales asta? A fost presiunea -am știut părinților ce să aleg. Sau Nici părinții mei n-au știut ce să mă îndrume să aleg, pentru că oamenii Pur și simplu ai au zis, fost și tu, Aseu, că mm -hmm. a venit revoluția, că dacă nu, Eu am făcut MF4, adică făceam fizică atomică. M-aș fi, mm -hmm. fi dus la facultate la Măgurele, în continuare, la mm -hmm. fizică atomică. Stai seama ce legătură aveam eu cu fizica atomică. Adică eram pe din afară. Dar nu știu, era liceu aproape de mine, după aia mergeam la facultate așa într-o inerție, după aia a venit Revoluția, a zis, stai puțin, nu mai faci Că ce să faci inginer, că trebuie să te faci bancher. Dar făcut să știi, Eu constat că asta e o problemă generală în generația noastră, pentru că sunt foarte pu puțini cei care mm -hmm. care reușesc să-și urmeze drumul și să-l ghicească mm -hmm. de la început mm -hmm. și să-l simtă. Da, da. În cazul alesei cum a fost și a dorit ea. Păi pentru că am fost așa de am fost așa de cum să spun supărată pe. Sistemul de învățământ din care am ieșit și mi-am dat seama după ce am terminat facultatea că mie de fapt putea să-mi placă cartea, am urât fiecare secundă de la orice curs. nu Cred că am avut un singur profesor pe Florin Georgescu care îmi plăcea. În rest, am urât fiecare secundă a școlii pentru că nu eram, nu trebuia să fiu eu acolo. Nici nu știu dacă era vorba de profesor sau de. Dar era vorba și de profesor, că dacă am avut un profesor bun pe la îl țin minte și astăzi. Uh am zis copiilor mei, nu mă întrebați ce să faceți în viață. Putem să vorbim ore, zile, săptămâni întregi despre cum să, să găsiți ceea ce vă place, dar trebuie să găsiți voi ceea ce vă place. Și Alessia îmi spunea, da, mamă, dar toți colegii mei știu deja ce vor să se facă. Și eu le-am spus, nu, știu părinților ce vor să se facă. Ei nu știu. Dacă ei cred că ei vor să se facă din tot sufletul avocat, ei bine, eu nu cred că ei vor să se facă din tot Așa. sufletul avocat. Și atunci, pentru ea a fost mai greu pentru că a trebuit să găsească ea ceea ce trebuie mm -hmm. să facă. Și eu am zis, hai să vedem tot ce îți place să faci în viață și să vedem ce se construiește de aici. Și ea este și foarte timidă și la un moment dat mi-am dat seama că, din câte vorbeam, că îi place partea de fapt. Ea oricum desena, ca să, ea ca să iasă din situații stresante, desena. Înțeleg? Mm. Și atunci am zis, păi asta e. Păi zice, da, dar uite, mi-au spus colegii mei că din arta nu se fac bani. Deci vezi, deja este greșit și la, și la generația asta este greșită abordarea. Deși se vorbește enorm de mult de cum banii n-aduc fericirea, cum nu-ți băga copilul într-un job doar pentru că e bine plătit. Cum, deci dacă nici acum nu se vorbește despre asta, nu știu când s-a mai vorbit. Dar vezi se vorbește. Tot... E adevărat, dar nu crezi că la vârsta asta ești atât de nesigur încât te gândești în primul rând la și la siguranța financiară și atunci... Ar fi rolul nostru sau al educatorilor să-i convingem că nu banii sunt criteriul numărul unu? Da, eu cred că oricum copiii au de la părinți este asta, cu siguranță. Lasă mamă să fii sigur. Pentru da. că la mine eu dacă am 12 ani, ce s-audă de la mine decât live your life, știi? Mm -hmm. Adică și mai ales și uite, și în ultima perioadă și... Eu am mai spus asta, pe mine m-a schimbat foarte mult experiența pe care am avut-o. Eram la 11 septembrie, eram la New York în 2001. Și în ziua aia pe mine m-a schimbat definitiv și mi-am dat seama că efectiv astăzi ești și peste o oră poți să nu mai fi. Și mi-am dat seama că orice te chinui să construiești fără să trăiești, nu prea contează. Pentru că erau, au fost toate poveștile alea, să am, am rămas o săptămână acolo, nu s-a mai zburat și am auzit toate poveștile lor care nu trebuiau să fie acolo și au fost și a lor care trebuiau să fie acolo și n-au fost și n-au ajuns, înțelegi? Printre care și Sara Ferguson fusese la masă cu ea în, cu o seară înainte și râdea în glumea și zicea, Ai, de că plecă mâine dimineața la nouă am întâlnire în World Trade Center. Zice, plec mai devreme și nu știu ce și mai am Asta s-a întâmplat cu o zi cu înainte. O seară înainte era pe eram 10 cu ea la masă, dacă fusese US Open și eram cu ea la masă și cu mai multă lume și a zis, nu că plec eu mâine la nouă, trebuie să fiu un, am întâlnire la Walt Trade Center. Și mi-am adus aminte, zic, doamne, zic, dacă era la nou în oricare turnuri, zic, dacă n-a ieșit la, și de obicei unde se ducea ea, era pe la etajul mai sus. Că acolo erau ăștia mai importanți, aveau birourile mai sus. Și femeia, bineînțeles, fiind o prințesică, a întârziat. A întârziat vreo 20 de minute la întâlnire și când a ajuns mașina în fața turnurilor, a intrat primul avion. Și a făcut stânga împrejur și au plecat. Incredibil. Înțelegi? Deci ea trebuia să fie acolo, dacă nu întârzia la întâlnire. Ai reușit să, să vorbești acolo. cu ea după? Do, am vorbit cu ea după, da. A avut să vină și prin România să facă niște uh, reportaje despre copiii ăștia care trăiesc prin canale și așa mai departe, dar știi cum e la noi, nu există așa ceva. Mm -hmm. Adică i a fost greu să reușească Ce a să... Ce spunea după? Care era ea e foarte exuberantă așa și a zis, am lucky. I guess I'm lucky, știi? Dar pe mine m-a schimbat foarte mult Experiența aia și de atunci um, Am învățat și copiii că um, Dacă e să murim, murim Și dacă e să trăim, trăim Nu mi-e frică în avion Nu mi-e frică de nicio boală Pentru că exact atunci când trebuie să mori Ce să vezi? Atunci o să mori Poți să stai închis în casă Sub un clopo de sticlă Evident nu mă arunc eu după geamul ăsta că Să văd dacă no, trăiesc no, no, no. Nu faci de astea dar nici nu poți să trăiești cu, cu frica morții, pentru că ea vine atunci când vrea. Și tu, până atunci, ai putea să enjoy life, decât să te gândești și să te păzești de clipa aia care oricum vine la un moment dat. Uh -huh. Știi? Și asta am încercat să-i învăț și pe copii, că suntem pe pământul ăsta să ne simțim bine, să facem bine. Asta e foarte important în timpul vieții, să faci și bine altora, nu mai ție. Și să enjoy the trip, știi? Mi-ai atunci... servit atâtea subiecte acum, nu știu cu care să încep. Hai să o luăm pe Hai că rând. vin și după amiază să continuăm. Da, exact. Nu, tre trebuie să o iau pe operăm, yeah. pentru că avem așa până da. acum. Primul pe care mi l-ai dat, am simțit uh, puțină încordare la, uh, către sistemul de educație. Uh, da. Asta a fost primul pe care l-am sesizat și aș vrea să te întreb ce ai schimbat. Eu sunt un om care. Nu vorbește din afara sistemului. Sunt din afara sistemului, dar nu vorbesc din afara pentru că am avut atâtea experiențe cu copii. Eu sunt ambasador Salvați copiii pentru scăderea mortalității infantile, dar merg cu Salvați copiii și prin școlile pe care le au ei pentru copiii care abandonează școala. Tu și ai deci o istorie de... de ani de zile. Da, cam de, de, de 20 zile. de ani tot umblu și știu ce înseamnă cauzele sociale din România. Sunt președintele fundației uh, pentru copii Ronald McDonald construit în case, pentru părinții care au copii în spitale. Deci știu bine sistemul și sanitar și de învățământ. Um, eu știu că e greu de reformat și știu că reforma e un cuvânt de care se sperie toată lumea. Pe de altă parte, să știți că și școlile private au la fel de multe bube, pentru că și ei sunt în același confort în care nu schimbă nimic de 100 de ani. Pe ei mai forțează cumva contextul internațional, că ce se schimbă acolo, cumva ajung și la ei, dar să știți că și ei sunt la fel de comoși ca și cei din sistemul public. Dacă ar fi să schimb trei lucruri, care ar fi ele, concret? Um, ce schimba, introduce sau ce scoate? A schimba uh, formarea profesorilor. Deci profesorii trebuie să facă din nou tot ce înseamnă um, relația cu copilul. Uh -huh. Nu există nici în ziua de astăzi copii răi sau copii prost crescuți. Există un dascăl care nu-i poate controla. Poți să controlezi orice. Eu mă înțeleg cu oricine. Eu mă înțeleg și cu ea din Ferentari, și cu ea din... Tulcea și cu ăștia din București. Nu există să stau de vorbă cu un copil să nu mă înțeleg. Mi-am nu trecut când era, mă, când era lockdown, ieșeam și mă plimbam și era un băiat mereu, 17-18 ani, care dormea pe bancă. Mă zic, dar tu ce cauți Și M-am dus la el. Tu ce faci aici? Păi zice, am plecat, am fugit de la cămin, că m-am bătut cu băieții și stau aici. M-am prietenit cu el, L-am trimis înapoi, acum are un, un garsonier închiriată de asistentul social. Am vorbit cu el când l-am găsit, eu era băuse, probabil că se și drogase. Am stat cu el în fiecare zi și am în parc, îi dădeam niște bani, i-am luat un telefon, i-am luat haine, -am luat... și am vorbit cu băiatul ăla care era aproape nerecuperabil și era mare, e greu să, să schimbi un copil la 17 ani. Și vreau să spun că am vorbit zilele trecute să se angajeze, deci copilul este reformat doar pentru că am stat 15 minute pe zi de vorbă cu el. Oricine poate să vorbească cu un copil. Nu există copii și bineînțeles gândiți-vă că acești copii sunt abuzați, sunt bătuți, sunt împinși de colo-colo, -col, aruncați, fără părinți. Gândiți-vă cum sunt copiii ăștia, dar nu e vina lor că noi nu ne înțelegem cu ei. E vina noastră că noi întoarcem capul de la ei. Deci profesorii trebuie să se ei înșiși, să se ducă să-și facă cursuri sociologie, psihologie, pedagogie. Din nou, astea moderne, astea care se fac acum. Sau să se lase de meseria asta, la fel și la doctor și la asistente. Eu știu că e greu. Eu n-aș putea face ce fac ei. Dar dacă te-ai dus acolo, trebuie să o faci. E ca și cum tu n-ai chef să dansezi într-o zi și vine unul, sărac, cu care de-abia așteaptă să danseze și tu îi spui, bă, dar lasă-mă, frate, că eu dansez de atâția ani. Și nu, chiar mă doare un pic n-am chef. Ăla n-are nicio vină că tu n-ai chef în ziua aia. Pentru ăla ai stricat toată experiența dansului. La fel și, da, știi, una e să strici experiența dansului și una e să strici o viață și adică nu trebuie să faci asta dacă tu nu mai poți sau ai obosit sau sunt condiții grele, a fost anul ăsta de la nebun și pentru profesori și pentru da, faceți frate altceva dacă nu puteți și o să se găsească cineva chiar dacă rămân puțini, dar oia care rămâneți și doctori și asistente și profesori, formați-vă din nou, pentru că se poate și atunci când o să se formeze profesori o să fie altfel și copii Până atunci o să fim o cum să spun, niște generații pierdute. Mi se pare excelentă ideea pe care ai pus-o pe masă, fiindcă eu cred că asta e valabil în orice, nu numai Bineînțeles. în educație. Uite, adică noi, că noi am început noi... să facem chestii. Exact, suntem atât de flexibili și putem învăța zi de zi pentru a deveni mai buni și pentru exact. a deveni mai buni pentru noi, dar și pentru ceilalți. Nu? Exact. Și uite, și eu am învățat. Și eu eram, uh, cum să spun... Uh, și, și față de copii, uh, îi judecam, uh, puneam presiune uh, și am învățat chestiile astea câteodată de la copii. Am învățat de la Emma, mi-a spus odată, mama, pui presiune pe mine, că făceam la matematică mm. cu ea ceva și uite, ai greșit. Zice, nu mai spune că am greșit, pentru că asta mă face să, să fiu stresată și nu mă mai pot gândi Correct. la următor, Deci mi-a servit o lecție pe care am învățat-o și am cerut scuze. pot să înveți de la copii, adică nu este Ce împotriva Ce de la copiii tăi? Um, pe am învățat că sunt frumoasă de la ei. Înțelegi? Mi-au zis am, și Alesia și Emma, Tomița e încă mic și ele, băiați, mai... Așa, se ține tare. Băieți, da, se ține, se tare. Ține tare. Dar Alesia și Emma mi-au zis numai și eu vorbeam cu Alesia de Angelina Jolie și am zis, mie mi se pare femeia asta, zic că asta e cea mai frumoasă femeie din lume. Iar Alesia cu o ca candoare de asta a zis, nu, tu ești mai frumoasă ca ea. Deci, deci, când am auzit așa ceva, mi-am dat seama cum ne văd copiii noștri. Dar ea, făcut, ea nu mi-a făcut un compliment sau ceva, ea a fost sinceră. Și copiii noștri ne văd pe noi niște angeline joli și niște supermeni pe care noi nu avem voie să-i dezamăgim. Și pentru copiii noștri noi putem orice, nu există să... Inima din piept ți-o dai pentru copilul tău și nu e prea mult. Dar nu ți se pare asta a fi cea mai mare motivație din lume? Da, nu există. De când... Mie, și tuturor, ți se schimbă viața total când dai, dai un copil, știi? Și... Um, e greu pentru foarte mulți părinți Că ar face orice Dar chiar nu pot să facă mm -hmm. multe lucruri Și mie mi se rupe inima Când știu că sunt niște părinți Care nu își permit să pună mâncare pe masă copiilor Și aia e... Adică pentru mine ca părinte aia ar fi extrem de greu Și ei ar trebui ajutați Și uite un lucru care se întâmplă Zilele astea Este că toată lumea aruncă cu Tot felul de Anateme, în um, asistații social. Mm -hmm. Nu ți-ai dorit să fii asistat social. Lasă-i să fie asistat social și o să iasă de acolo când societatea o să -i iubească și o să-i respecte. Nu poți să le iei și trei lei aia pe care îi dai, și cum să spun, și să te aștepți ca oamenii ei să nu îți răbuvnească în nas. Am înțeles că suntem acum toți intelectuali și toți, și nu mai contează ceilalți dar aveți grijă de oamenii care n-au mers la școală, care nu-și permit să se ducă să citească o carte, că nu știu, nu știu, n-au timp, muncesc la câmp, muncesc cu munca brută. Și mie nu-mi place, știi, aruncarea asta în derizoriu a oamenilor care nu sunt intelectuali. Mm -hmm. Nici ăștia care zicem că suntem intelectuali, nu prea suntem, deci hai să-i lăsăm și pe oamenii ceilalți să... Și să iubim, să-i lăsăm în pace și să iubim și să-i ajutăm în continuare. Pentru că suntem extrem de orientați către succes, nu? Iar acestea sunt modele de insucces. Și probabil că le refuzăm. Și voiam să te întreb dacă, de fapt, mi-ai spus deja că nu ți se pare a fi corect. Nu știu dacă ești de acord cu, cu teoria asta mea că acum cu toții vânăm succesul aproape cu orice preț. Da, nu. Îți dai seama că nu. Și okay. cu toate că e ok să faci asta, mm -hmm. dar nu este ok să te simți un failure pentru că nu ești uh, dineș de la un Te-am întrebat asta pentru că m-ar interesa perspectiva ta despre succes. Ce um, crezi că e succesul? Nu știu, am o relație foarte... Repet, ca a unui copil față de bani, de exemplu, știi? Mm -hmm. Adică eu nu sunt în stare să strâng averi. Eu când am strâns ceva, s-au dus pe distracții, pe petreceri, pe... Carpe uh, diem. Da, 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 Ești, da. Asta e filozofia. V-am zis dacă am 12 <laughs> ani. Și nu sunt eu în stare să dau lecții despre asta, dar uh, uh, mie mi se pare succesul atunci când pot să schimb viața celor din jur. Știi? E mult mai... Evident că îmi place și mie să fiu... Doamne, ce mi-ar plăcea să am niște milioane acum în cont. Doamne, aș fi peste tot. Dar nu zic că nu e, e mișto să ai succes financiar, îi admir pe ea, dar nu n am reușit niciodată să fiu atât de, cum să zic, cold-hearted, mm -hmm. că așa trebuie să fii, să ai o inimă foarte rece, încât să tai în carne vie și să faci business ăla, știi, pe pereți. Nu, nu pot, nu sunt eu aia. Îi admir pe oamenii care pot, îi admir pe oamenii care pot să facă asta și să ajute și pe alții că sunt foarte mult și de genul ăsta, dar nu știu ce să zic, relația mea cu succesul este că ai succes atunci când schimbi în jurul tău un bine oameni, vieți, știi? Mm -hmm. Așa în business, na, mi-aș dori să fiu mai de succes, mi-aș dori să fac mai mulți bani, dar nu pot să mă schimb fundamental pentru asta, știi? De succesul, din punctul tău de vedere, are legătură de fapt cu ceilalți? Cu Are legătură face... cu a face ceva și a lăsa ceva în urma ta, știi? Uh -huh. Să ajuți oameni, să ajuți uh, cauze, să, știi? Da, da. E foarte interesant uh, ce îmi spui și parcursul tău uh, e ca de film, așa, pentru că ai, uh -huh. ai pornit din Rahova, ai avut o copilărie fericită și la ce vârstă uh, ai plecat Am plecat la 22 de ani. 22. Uh, eram cu Ilie atunci când am plecat de am și plecat, pentru că eu aveam vreo trei servicii atunci, Ce trei joburi. Uh, lucram la o societate de asigurări, care am zis, bă, dacă sunt la finanțe, bani și asigurări, zic, hai mă, să știu și eu cum... Vindeai asigurări? Uh, nu, eu am fost, eu, deci, eu tot timpul am fost începător de drumuri. Eu și cu echipa locală, de vreo 3-4 oameni, am fost cea care a început asigurările de viață la una dintre asigură, companiile de asigurări mari uh -huh. din România, dar eram 3 oameni, 4 oameni, uh -huh. și pe mine m-au luat, eu m-am dus la SIU atunci și am zis, uitați, eu sunt bună ziua, eu sunt uh, uh, studentă la asigurări și vreau și o să lucrez cu jumătate în urmă. Și domnul mi-a zis, zice, nu avem jumătate în urmă. Nu n-aveți, dar o să aveți. Că de am venit eu să vă zic că o să aveți și jumătate de normă, că nu pierdeți un picior. Și omul mi-a plăcut așa și a zis, bine, dacă zici tu, hai să vedem dacă te descurci. M-am dus, m-am angajat așa și pe am făcut, țin minte că am făcut o interogare de bază de date, am făcut eu un soft, eu, un soft care sunt zero cu așa ceva și interogam bazele de date de la compania mare ca să vedem ce putem să, cui putem să trimitem newsletter și așa mai departe. Și mi-a plăcut pentru că am început asigurările de viață cu ei. Eu la facultate am repetat un an, adică am rămas repetentă, dragi copii, pentru că, ce să vezi, pentru programare. Dar numai că noi la facultate făceam COBOL și BASIC, care sunt ceva așa din neanturile istoriei, iar eu de capul meu am învățat să fac acces și să fac un, o interogare de bază de date, adică un software, să scriu software, că aia am făcut pentru ei. Dar eu în același timp rămâneam repetentă pentru că nu puteam să învăț un limbaj de programare arhaic pe care nu trebuia să-l învețe un uh, student la finanțe bănci. Ala, trebuia să-l învețe altcineva care făcea programare pentru viața lui. Ăsta este sistemul de învățământ. De-aia sunt așa de supărată pe el. Am fost distrusă că am, că am rămas repetentă. Rușinea cuvântului să rămâi repetent cum să zic? Deci țin minte că la un moment dat mi-am băgat mâna în por și am rămas cu un smog de păr, de stres și de rușine că eu am rămas repetentă. Eu în același timp lucram la țigări, făceam sampling, câștigam o grămadă de bani. Dădeam meditații la o grădiniță, meditații, dădeam, predam engleza la o grădiniță pentru copii, începuseră grădinițele private, luam o grămadă de bani și de acolo. Lucram la asigurările astea. Uh, și, mă, și, astea trei joburi erau uh, joburile mele. Aveam atâția bani atunci încât nu puteam să-i cheltuiesc, că nu aveam timp uh -huh. pentru uh, nivelul meu. Și, uh, și atunci mi-am dat seama că e ceva în neregulă clar. Că dacă eu fac asta, în jobul pentru care merg la facultate și eu rămân repetentă la acea facultate, că înseamnă că, că, că sunt este da? foarte nedrept, dar atunci m-am simțit foarte rușinată. Înțelegi? Și n-aș mai vrea niciodată ca copiii mei să se simtă cum am simțit eu atunci. Adică neadecvați. Eram total neadecvată. Uh -huh. Și apoi l-ai întâlnit pe Ilie. Și în joburile mele de făcut sampling cu țigări, într un din ele l-am întâlnit pe Ilie și după aia, mă rog, după vreo 2 ani. Cum, că... cum, a fost prima interacțiune? Păi eram vă la zi... Sting, la concert și am v-am dus la toată lumea. Să vă eu, vă prezint eu ceva interesant. Eu, pe o meu de Rahova, oricum, nu aveam ce o treabă. Că, <laughs> păi, dar ce are, dragă? Hai, dă țigări. Și... uite-l pe Ilie da. Năstase, super la, 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 sportiv. D -am, d -am, eu. Acest icon da. în România. Da, se dau da. țigări. Asta ai zis? Păi da, era jobul meu, aia făceam. <gând gânt> vedeți că înainte oamenii erau normal, nu erau ca acum. Vai, înțelegi? fumează? Da. Unii fumează, unii fumează. Și dragi copii nu fumați, atât vă rog. Da, normal. Um, Las că nu se uită numai copii, dar da. e cu alura aia a, Și el romantică. a zis că nu fumează, dar pentru mine fumează. Și a zis, nu trebuie să fumați. Asta a zis? Asta a fost da. prima replică? A zis, zi -am zis, nu trebuie să fumați. Dacă nu fumați, chiar e bine, nu vă apucați de fumat. Că nu... Adică eram și trăinuit să spunem chestiile astea care sunt normale. <ră> mă rog, și de aici el a cerut numărul meu pe la aia pe acolo. A fost, se știe, a fumat povestea. Sau nu povestea. nu? N-a nu, fumat. Nu, nu. Nu, nu. Uh, și, um, cum să zic, am fost uh, cumva, mă rog, a durat vreo 2 ani până când am și fost împreună, dar uh, pentru mine a fost, știi, o schimbare, de să pleci uh, din Rahov, a fost o schimbare de asta majoră și nu neapărat uh, de statutul financiar, cât de oamenii pe care îi întâlneam cu el. Adică întâlneam niște oameni la care n-aș fi visat niciodată să ajung și vedeam cât de normal sunt și cât de frumos se poartă cu mine și îți dai seama, eu mă simțeam nimeni barat, că îți dai seama, pleci din Rahova. Te simți din... simțeai complexată de situațiile astea? Complexată nu, că eu eram fost adică nu mi-a fost rușine cu mine niciodată. Mm -hmm. N-am, avut sentimentul ăsta să-mi fie rușine că eu sunt săracă și alții sunt bogați sau... Dar eram, cum să zic, umilă. Mm -hmm. Pentru că îmi dădeam seama că să stai de vorbă, nu știu, cu Robert De Niro sau cu ai stat de vorbă cu Robert De Niro? Da. Și da. ce mai zicea? Că e, curios. E, e ok, azi e, că e bine. Azi că nu, bine. Nu, oamenii sunt foarte cool, sunt foarte modești. Sunt. Am stat de vorbă cu miliardarii, lumii astea. Cu nu știu, Bernard Arnault. am stat de nenumărate ori la masă, la Jean-Luc Lagardère, care era... Și ce mai zic? Ce zic ei, așa? Jean-Luc nu mai este, vreme din păcate, și dar ce ziceau, se vine. uitau în ochii mei și parcă mm -hmm. eram cea mai importantă persoană din secunda aia, și nu numai cu mine, cu toți oamenii care vorbeau le dădeau o atenție și o, știi? Și dacă după aia, de câte ori mai întâlneam pe aici un om care mai făcuse niște milioane, așa, dădea cu mine mâna, așa, știi? A, mă zic. Aha, și nu, deci eu, ai simțit o În România mă simțeam derahat. În România mă simțeam derahat pentru că lumea ținea să mă pună la punct să spună, vezi că ești din și ai luat -o la care Serios? Străinătate, da. nici în străinătate niciodată n-am Mereu, tine, da? ce ai? Dar eu am crezut că atunci când am divorțat nu să mai vorbească nimeni cu mine. Deci eu eram absolut convinsă că din secunda în care eu divorțez nu mai vorbește nimeni cu mine. Pentru că, nu știu, am fost. Știi, și ziarele au un fel de. Că nu cereau ziare, îmi prea era foarte mult online. Au un fel de asta de a categorisi, știi, persoane, tipologii. O, aia s-a murit pentru mamă, Gata. Și gata. O, poți să faci ce vrei tu. Așa mori. Bine, acum îmi dau seama că Și Atunci mă gândeam că așa e, dar după aia mi-am dat seama că e. Total, cum vrei tu, este viața ta, nu cum vor uh -huh. alții să fie, știi? asta e foarte important. De deci, ce da. crezi asta atât de puternic? Păi pentru că cum eu, eu de-abia că 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 de după aia altfel. am început să fac uh, să-mi fac relații de business, să-mi fac uh, să profesez. Uh, am avut o agenție, mă rog, și acum mai am, da, e moartă în păpușoi că au murit multe din cauza pandemiei. Dar de-abia după aia am început să am relații profesionale cu oamenii, știi? Uh -huh. Și mi-am dat, mi dat seama că sunt un om puternic până în alta, chiar dacă mie mi-e frică mereu să nu greșesc, că am sindromul impostorului, dar totuși, așa cum sunt eu cu toate fricile mele, uh, sunt un om care, reuș, care a reușit să facă chestii, să mute lucruri din loc, să construiască să și uh, știam, am învățat că, de fapt, percepția oamenilor despre tine este a lor e strict problema lor și că tu nu poți să te să te poziționezi așa cum vrea X sau Y să te poziționeze, ci pur și simplu să nu conteze chestiile astea și m-am mai învățat ceva, am învățat de la domnul Țiriac nu știu mai știu ce scandal fusese la un moment dat și am zis domnul Țiriac a văzut ce a scris în libertatea de dumneavoastră și mi-a zis domnișoară eu nu citesc ziarele, niciodată eu nu citesc ziarele despre mine citesc ziarele de altceva, dar despre mine niciodată mm -hmm. Și la, atunci, la momentul respectiv, m-am gândit că nu, nu mi spune el mie. Dar așa e. De ce nu citește nimic ce scrie nimeni despre el? că așa că e un headline și îl vede fără să... Așa e una. Uh -huh. Dar să te apuci să citești despre tine lucruri negative, scrise de niște oameni care oricum au niște probleme, dacă stau să dea curahat într-un om total iurea. Uh -huh. e, uh, e un exercițiu care nu se face decât rău. Știi? Ai mai învățat ceva la fel de important ca uh, ce îmi spuneai mai devreme, că ai învățat de la domnul Țiriac și de la alte personalități a, super da, cunoscute? Multe, multe, Poți să spui câteva? Mi extrem am stat, de interesant. Am stat la un moment dat la masă cu Peter Georgescu, care, bă, el ar trebui să aibă o viață ecranizată. A fost, el a fost fondatorul uh, Young Rubicam, în America. Ei au plecat doi frați, părinții lor erau... Uh, uh, au plecat în America, erau CEO la o companie de petrol în timpul, în perioada interbelică și au plecat cu jobul în America și Mă rog, am întors armele și copiilor au rămas în România și timp de vreo, nu știu, 10 ani n-au reușit să-și ia copiii în America. Cei doi copii, unul dintre ei era Peter Georgescu și după aia statul român cumva a făcut trade cu America pentru ei. Iar el a devenit fondatorul publicității, unul dintre fondatorii publicității moderne a companiilor de publicitate moderne și e un om, să citești despre el, Peter Georgescu îl mm -hmm. cheamă și am stat cu el la masă la când a fost uh, Ilie Indus în in Hall of Fame, la Washington eram și omul ăsta lângă mine, să avea vreo 70 de ani atunci sau 60 ceva, oricum eu aveam 23, 94. Deci a stat omul la cu mine de vorbă și mi-a povestit și mi-a zis trebuie să fii mândră de România, pentru că uite, eu am plecat din România și tot timpul, îți dai seama ce a pățit omul ăla din cauza României și cât îți dai seama să stai fără părinții tăi mic. Și mi a explicat cum România, cum are tradiții, cum... Și am învățat de la oamenii ăștia că trebuie să fii mândru de absolut orice înseamnă uh, rădăcinile tale și că alea sunt uh, forța ta de a merge înainte. Dacă ți le tai, uh, cumva ești... ești dezrădăcinat, uh -huh. știi? Orice ar însemna rădăcinile tale, trebuie să fii mândru de ele, că alea te-au te făcut cine ești. Ce frumos! Da. Ai avut multe interacțiuni cu, cu folos și memorabile, da. uh, cu Nelson Mandela, te-ai Am întâlnit? fost la el acasă, la Nelson Mandela și uh, am și o poză în care dau mâna cu el uh, și m-a întrebat, era în vârstă și era bolnav atunci când am fost noi la el și m-a întrebat, zice, where are you from? Și a zis, din România. A, zice, Nadia Comăneci, păi zic, e aici că era și ea <laughs> și a văzut-o o, era foarte foarte în vârstă și foarte bolnav și a fost așa uh, un moment ăsta și a dat mâna cu mine și apoi a venit și Nadia și am poza aia uh, de la el am învățat nu atunci bineînțeles, dar știind despre el, am învățat uh, știi ce a spus el uh, în pușcărie când a fost eliberat după 18 ani, nu știu cât a stat mm -hmm. în pușcărie sau mai mult, nu mai știu, parcă mai mult a spus că el nu vrea să se răzbune, pentru că asta n-ar face decât să continue lanțul abuzurilor care i s-au întâmplat și lui. Și am învățat și de la el, și uite, citeam când eram mică jurnalele celor din temnițele comuniste care spuneau să nu ne răzbunați, știi? Nu trebuie să uitați, dar să nu ne răzbunați. Uh, și asta am învățat de la oamenii ăștia că răzbunarea nu te ajută cu nimic. Și dacă am putea să nu mai urâm, să nu încercăm să plătim polițe înapoi, să nu... E cineva care se ocupă de toate astea, nu trebuie să ne ocupăm noi. Asta am învățat de la ei, știi? Cine crezi că se ocupă de toate astea? Păi Dumnezeu, eu cred în Dumnezeu. Dumnezeu, karma, știi? Eu sunt un om credincios Cum care... Cum e Dumnezeu pentru tine? Mai Dumnezeu este cel care e lângă tine când nu mai e nimeni. Când ești uh, total, cum să zic, ai momentele tale de disperare, de ești nu ești singur. De asta și um, vorbesc cu prietenii mei care știi că vorbeam la începutul emisiunii că în ziua de astăzi e foarte greu să ți alegi prieteni care sunt de, cum să zic, de credințe diferite și cumva ori ești cu Trump, ori ești cu Biden. Adică nu există să ai prieteni așa. Ei, eu am prieteni și cu Biden și cu Trump și PSD și USR și de toate felurile, pentru că despre asta e viața. Și vorbesc cu prietenii mei atei, că am și prieteni atei, și le spun, păi voi nu sunteți singuri? Nu sunteți foarte singuri când sunteți singuri? Că eu și când sunt singură, uh -huh. sunt cu Dumnezeu. Și, mă rog, îmi explică ei că nu există așa ceva și... Dar eu asta cred și nu trebuie să creadă nimeni ce cred eu, dar pentru mine e un suport. Știi? <laughs> și așa am învățat și pe copiii mei că uh, Dumnezeu e noi și că atâta timp cât uh, faci bine și cât ești un om bun, uh, cumva ești protejat. Știi? Când ești un om bun, ești protejat. Și asta au și copiii mei, și asta fac și ei mai departe. Și sunt bun, nu încercând să fie buni, ci pur și simplu sunt buni, Știi? Mm -hmm. Și, și tu faci mult bine. Uh, nu doar încerc. că vorbești despre asta, dar uh, faptele tale vorbesc despre asta. Uh, și uh, documentându-mă, pentru că eu te știu de, de mai multă vreme, da? Niciodată n-am apucat să stăm de vorbă așa mai mult timp și deschis. Uh, M-am uitat puțin peste realizările tale uh, da. împreună cu cele două fundații și am văzut că ești foarte, foarte focusată spre a salva și a ajuta copii uh -huh. și mă gândesc că acolo undeva adânc în sufletul tău există o motivație, că puteai să-ți alegi altă cauză. Uh, mai nu mi-am ales ce eu simți? cauza ce, asta. Ce, ce, ce simți? Da, da, e rezonat -a cu ales ea, M-a ales pe mine. Da, rezonat puternic. Da. Adică n-a fost ca, ia să văd ce mi-ar plăcea mie să fac. Nu, nu. Deci m-a ales ea pe mine. Exact. Adică sunt... Cum s-a întâmplat? Cum tu, cum să zic, ai dansul în tine. Așa eu am... Relația mea cu copii este o relație foarte specială. Eu mm -hmm. pot să... Pot să văd bunătatea și sufletul oricărui copil. Știi? Pentru mine, copiii sunt niște sfinți pe care adulții strică. Nu există copil rău. Nu există copil, cum să spun, de nescos la lumină. Deci omul e bun de la natură? Omul societatea e bun, strică, se naște da? bun și noi, adulții, stricăm copiii. Iar pentru mine, cum să spun, eu am o și, și cu animale și cu copii, dar, mă rog, cu animalele am așa o relație de când eram mică. Mie nu-mi e frică de câini, de animale, de nimic, mm -hmm. nu-mi e frică, nu mi-a fost frică niciodată și știu că, comun, nu știu cum să, îi simt. Și la fel, copiii, și pentru mine, un copil trist, și un copil care nu are ce mânca, sau nu merge la școală, sau nu are echipamente, este un copil pe care eu n-am putut să-l ajut. Și mi se pare tot timpul că pot să fac mai mult. Dar crezi că e bine să iei asupra ta toată această responsabilitate? Um, cum să zic, mi se pare că um, Dumnezeu ajută prin oameni și că eu sunt unul dintre pionii care au puterea să ajute copii și atunci nimic nu e prea greu. Care a fost momentul în care ai trecut la acțiune? Ce te-a determinat? Um, Prima dată și prima dată când mi-am dat seama că mă pot apropia de așa ceva a fost când am cunoscut pe cineva la Paris, o familie care avea un băiețel bolnav de cancer care, care se chinuia de vreo 3-4 ani și m-am prietenit cu ei și am intrat în viața lor puțin. Și, mă rog, am încercat și eu cu ce puteam să ajut și... Am rămas, sunt familia mea și astăzi ei, uh, sunt 20 de ani de atunci. Uh, răzvanul îl chema pe băiat, uh, a murit cu mine la telefon și cu mama lui. Și mama lui a spus, uh, zbori, zboară îngerul meu, du-te. Pentru că se chinuia foarte mult și s-a dus. Și de atunci, uh, cum să spun, am zis că nimic în viața asta nu e mai greu. Nimic nu poate să fie greu. Și de atunci ajut foarte mulți copii să ajungă la tratament. Um, înțeleg foarte mulți părinți care trec prin asta pentru că este cel mai greu lucru care ți se poate întâmpla în viața ta, să ai un copil bolnav. Și nimic nu e prea greu pentru mine ca să-i ajut să aibă o speranță. Speranța aceea cântărește ceea ce nu poate să aibă nimeni ca bani în viață. Adică, oricât bani ai avea, speranța pe care o are un părinte când copilul lui se însănătoșește sau are posibilitatea să se însănătoșească, cum să spun, o poți cântări în toate diamantele Atunci pe pământul ăsta. N-aveai copii încă? N-aveam copii -aveai -aveai copii. Nu. E foarte copii. interesant, Na. pentru că Na. de obicei acest lucru îl conștientizez după ce mm -hmm. ai experiența copiilor da. mult mai puternic. N-aveam, dar a fost, a fost atât fost de diferit. aproape de ei și m-am... Cum să zic? Au intrat în familia mea de atunci. Și uh -huh. am rămas împreună și astăzi suntem... Uh, cu Mariana și cu Cristi suntem ca și familie. Și chiar dacă nu vorbim câteva luni sau așa, ei sunt uh -huh. uh, familia mea și au ajutat și ei mulți copii. După aia eu la fel. Și mi se pare că sunt așa un vehicul care poate să ajute pentru că îi s-a dat putere să ajute. Nu pentru că vine de la mine puterea asta, știi? Și Ce pentru funcție. copii am puteri nelimitate. Deci acolo mă pun cu oricine, nu există ce frumos Da. dar pentru că ți-am spus am asta trebuie să fac eu dacă aș avea conturile pline de bani să țin copiii la cele mai bune școli și să le ofer toate lucrurile astea n-aș mai face nimic din ceea ce fac astăzi decât să mă ocup de copii toate și apoi să mai și muncim Așa e. și apoi ai avut și tu copii cu, și apoi am avut cu Ilie, și eu copii, da. Primele uh, două fetițe. Primele da. două fetițe cu Ilie, când am născut-o pe Alesia, m-am întors de la maternitate și am zis: Ce-o fi fost în capul meu să fac copii? <laughs> Așa am zis, pentru că mi-am dat seama că de atunci sunt atât de responsabilă pentru o altă viață încât eu nu mai contez. Eu nu mai sunt eu, uh -huh. ci este. Deci a fost o realizare atât de. Nu să zic, m-a lovit așa ca o minge de aia de fotbaludă în față. Și am zis, doamne, o să fiu eu în stare? Adică mm. asta a fost, nu că ce a fost în capul meu de, de egoism, ci ce a fost în capul meu să-mi iau responsabilitatea asta. Oare o să fiu în stare? Deci am fost atât de speriată, nu știu, câteva momente, că n-a ținut 100 de ani asta. Și concluzia la care ai ajuns, care este? Și concluzia, mă gândeam șase noapte, eram în pace și mă gândeam, zic, doamne, ce, cu câte inconștiență merge un părinte mai departe și cu și câte riscuri și ea, fără să le conștientizeze, uh -huh. ca să fie bine copiilor lor. Și cum să spun, viața noastră este făcută din uh, riscuri, din uh, luarea unor decizii care ți se par total iraționale, Dar le faci pentru că sunt pentru copiii tăi și acolo intervine Dumnezeu drăguțul. Îți dă o putere... Și faci chestii pe care nu te-ai fi gândit că le poți face. N-ai fi gândit că poți să reușești niciodată. Să depășești anumite obstacole. Da, și da. Cred că unul dintre cele mai importante din viața ta a fost despărțirea de Ilie. Divorțul care mă a venit. A fost, a fost important. E, tu dai seama, îmi imaginez azi, că. Credeam e, că o să mai joacă de, niciun copil cu mine, îți dai seama, deși, seama după aia. Deși, uh, pe de altă parte, mi se pare că tu ai putea, împreună cu Ilie, bineînțeles, să fiți... Un exemplu pentru toate copiii da, care se despart. Da, știi? da adică pentru că eram Mi și se suntem... pare o chestie mega civilizată și foarte actuală și cum ar trebui să fie între da. doi oameni. Cel puțin așa pare din afară. Că și mai normal, ales între doi oameni care au copii. Doi oameni maturi care da. au copii, care sunt responsabili, care au înțeles viața. Așa da. pare de la mine. Da. Da. Dar aș vrea să aud de la tine cum ai simțit uh, trecerea uh -huh. asta. Copii, repet, sunt cel mai important lucru din viața mea și a tuturor, bănesc. Dacă tu, ca părinte, reușești să-ți faci copilul să sufere pentru că tu ai o dezamăgire în relație, înseamnă că ai eșuat ca părinte. Adică, dacă tu pui pe copilul tău eșecul despărțirii sau nervii despărțirii sau. Nu știu, lacrimile nelimitate ale unei despărțiri înseamnă că ai eșuat ca părinte. Uh -huh. Dacă tu, ca părinte, îți aduci copilul în scandaluri, în așa, încă o dată ai eșuat ca părinte. Și nu există dezamăgire mai mare decât să eșuezi în, în, în jobul tău de părinte. Dar pentru nu tine ai voie, cum poți să curgă sânge din tine uh -huh. și n ai voie ca acel copil să simtă așa ceva. Când tu desparți de părinți. Cel mai Viața lor trebuie să continue cât de mult posibil la fel și să se simtă iubiți de ambi părinți. Uh -huh. Și niciodată să-mi laudă pe ăla să vorbească vreodată de celălalt. Pe un părinte să vorbească vreodată de celălalt. Noi fiind și eu și Ilie, suntem oameni foarte buni la suflet. Adică vom fi noi cu hibele noastre, dar suntem oameni foarte buni la suflet și iubim fetele la fel de mult și nici el nu le-a făcut rău niciodată, nici eu, bineînțeles că nu. Uh, și atunci găsești modalități ca copiii tăi să nu sufere din prisma unui scandal mediatic, din, știi, și niciodată nu trebuie să anunți tu că ești mai șmecher decât celălalt sau, știi, pentru că asta face rău copiilor. Uh -huh. Când există o, cum să zic, un concurs ăsta, o întrecere între părinți, copiii suferă. Dar Știi? pentru tine, personal, cum a fost? Cum ai văzut tu? Numai tu tine. a fost tine, un roller coaster, ma. îți dai seama, uh și bă, evident că am fost niște munți de frică în fața mea. Ce fac, îți dai seama, lumea din jur spune ești nebună? unde te duci, copii, Românesc pe stradă? Te întreb pentru că sunt convins că foarte multe femei se gândesc așa în momentul în care ajung. Știi de ce? Pentru că E normal, te gândești ok, sunt nesigură, sunt ce voi face singură, cum mă voi descurca. Încă e e chestia asta, știi, că femeile sau unele dintre ele, deși n-ar trebui, nu au încredere în forțele proprii așa cum ar trebui. Și tu mi se pare că ești un exemplu care poate să inspire, știi? Mm, deși eu... nu cred că ți-a fost ușor nici Nu a fost ușor, nu -a fost ușor numai că detaliază. eu am construit, <laughs> eu am construit lucruri. Mm -hmm. De 100 de ori de la zero. Okay. Ale multor oameni. Mm -hmm. Le-am construit de la zero și pentru alții pot. Pentru mine nu prea am iese, dar pentru alții pot. Și eu când am plecat, am plecat după ce construisem ceva. Mm -hmm. Și știam că pot să reconstruiesc încă o dată. Și mm -hmm. încă o dată și încă o dată. Mm -hmm. Nu știu cât am reușit, dar am reușit să reconstruiesc, știi, și viața copiilor, după aia și pe a mea. Când ți-a fost cel mai greu? Când ai simțit că e cel mai greu? Exact, în perioada aceea când am anunțat și era mai multă, era mai multă atenție pe mine, mă rog, au mai... Au stat ei ce au stat, au văzut că nu e nimic, m-au lăsat în pace și relația mea cu presa a fost o relație foarte deschisă uh -huh. tot timpul, știi? deschisă, dar în același timp care se oprea la un moment dat. Adică eu nu vorbeam public cu nicio publicare, am dat o scrisoare și la revedere. N-am continuat. Ăla uh -huh. a zis, l a făcut, ai adresă, mai deșteaptă, ăla e mai așa, îți mai... Nu. Uh -huh. Suntem amândoi la fel. Și atâta timp cât un cuplu a stat în lumina reflectoarelor și a bombardat pe toată lumea cu nunți, cu botezuri, cu toate aia, nu poți să vii după același cuplu și să zici da, da... Da, dar ce? Că ziceai că ești bine. După ce nu mai ești bine, o lași așa și gata. Nu puteți. Păi stai mă puțin, nu le spuneai că e perfectă viața ta? Că... Mm -hmm. Lasă-ne atunci. Lasă-o așa. Uite, mm -hmm. nu mai e? Gata, lasă Nu mai spune acum, nu e perfectă din cauza lui. Nu, nu e perfectă din cauza amândouă, dacă nu mai e. Știi? Mm -hmm. Și am reușit să o ținem așa în fru, pentru că am avut și o relație deschisă cât trebuia și închisă unde trebuia cu presa. Știi? Mm -hmm. Nu i-am -am mințit, sau așa, dar când era vorba de întrebări de astea despre, despre viața personală a lui, Ilie, nu pot să vorbesc eu despre asta. Normal. Știi? Nu, mă gândeam strig la tine. Atunci știi, cum, a fost cum imediat ai continuat când am să mergi și ce ai simțit și cum ai depășit, pentru că pentru oricine trebuie să fie un moment greu. Uh... Unde ți-ai canalizat energia? Către copii, păi, către copii. profesie? Copii, copii. erau. Mm -hmm. Copiii, ți aminte -mi că la câțiva ani după divorț am fost cu um, alesia la o evaluare de asta psihologică pentru că copiii trebuie și ei, la un moment dat, să vadă și ei, un psiholog. Indiferent cât mm -hmm. de bine ți se par că sunt, mm -hmm. cu psihologii vor vorbi altceva decât vor vorbi cu tine tot timpul. Da, mă rog, ea era la o școală făcea niște meditații și pă, puteam să o, să o pun să vorbească și cu un psiholog. Am ales să vorbească cu el și mi-a zis doamna psiholog, zice, domnul, copilul ăsta n-a trecut printr-un divorț. Și aia a fost cel mai fericit moment al meu în uh, viața de părinte de atunci. Uh -huh. Pentru că eu credeam că poate nu -mi spun mie chestii sau știi, copiii te protejează, dragii de ei, dar mi-am dat seama că am avut succes amândoi în a trece peste asta de dragul copiilor cu bine, uh -huh. știi? Și asta a încheiat atunci stresul meu în ceea ce privește ce li se întâmplă lor din cauza asta. Și viața a continuat și l-ai întâlnit pe Răzvan. A, că... Nu pe Răzvan, îl știam de foarte mult timp, ne cunoșteam de foarte mult timp, eram prieteni, aveam prieteni comuni. Și am început în perioada în business cu el, știi. L-ai descoperit atunci? Da, 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 da. Și a fost, pentru mine a fost un punct de sprijin. Care, știi? din câte văd, e unul dintre cei mai fani și cu umor oameni da. pe care am văzut Am văzut în, pe canalul tău de YouTube e, câteva... e. Foarte... Câteva momente de foarte Este bărbatul bune. pe care îl iubesc. Mi-a făcut ziua. Și uh, eu nu pot să eu nu pot să funcționez dacă nu iubesc oamenii cu care sunt. Uh -huh. În toate felurile, știi? Iar el, mai mult decât atât, este bărbatul pe care îl iubesc și datorită căruia sunt uh, cum sunt astăzi. Și Pentru cum s-a întâmplat că... cu răzvan? Vă uh, știați mai de mult? Nu ne neșteam mai de mult, și probabil că el. probabil Adică sigur, uh, el m-a admira și știi, probabil că nu se gândea că putea fi împreună și cum să zic, am uh, dus-o dintr-una într alta până când ne-am dat seama că ce să vezi, uite că ne placem, știi, dar eu fiind și turmentată cu ce se întâmpla în viața mea, cu așa mai departe, cu alegerile, ce alegeri să fac, ce așa, era greu, știi, uh -huh. și am zis, păi nu știu, hai să încercăm să vedem ce iese, dar... Uh, avem o relație atât de închegată și o încredere atât de mare unul între altul și cum să zic, ne iubim mai mult decât orice s-ar întâmpla în viața noastră, știi? Și bine, eu nici nu știu cum poate să funcționeze cineva și mă scuzați dacă ați trecut prin așa ceva când îl înșală persoana respectivă și știu și cum poate să meargă mai departe, că eu nu pot. Și vă felicit și Dumnezeu ne învață să iertăm. Dar eu sunt așa de-a dracului, încă n-aș putea să iert neam. Și mi se pare în același timp, în același timp este un, cum să zic, un dar așa de mare să ai încredere de plină în cel de lângă tine și îți dă o, nu știu, îți dă o ușurință de a continua, de a face orice pe lume. Dar în secunda în care e suspicios și crezi că nu e tot ok de partea cealaltă și că nu te iubește la fel de mult ca tine, mi se pare cel mai greu lucru de dus. s-a întâmplat parte. asta? Nu. Am văzut în jurul meu. Mie nu mi s-a întâmplat că pe mine mă iubește tot. Știi, știi de la un prieten, da? Știu de la niște prieteni, de da. La niște nu, prietene. Adică eu n-aș putea să continui așa. Uh -huh. Oricât de greu mi s-ar părea, eu n-aș putea să continui într-o relație în care nu este egală iubirea, știi? Uh -huh. Și. M sunt atât de, sunt foarte recunoscătoare că viața mi-a dat pe cineva care mă iubește atât de mult, care iubește fetele atât de mult, pentru că el a fost acolo și el a și spus nu fetelor câteodată și el era cel care, na, era bărbatul în casă, chiar dacă nu era tatăl fetelor, știi? Și mi fetele pare, mi foarte mult. Se pare a fi un om foarte puternic. Este, da. Adică... deci el chiar e el chiar e un om foarte structurat și este opusul meu. Și cum zic, se zice că mm -hmm. se atrag contrastele. În capul lui totul e foarte, orice problemă e clar cum se rezolvă, cum la mine e haos în cap. Deci la mine dacă mi-apare ceva, cum facem? O să murim. Deci prima dată este panică. Și la el este așa, e clar. Și dar cum uh -huh. poți, frate, să fie așa? Și la fel când, avem, când aveam campanii sau... La el era clar, uite, astăzi facem așa, așa Și, Nu știu, mintea lui este foarte carteziană, așa, e foarte ca o matrice. Și la mine, ăla, cum îi zice lui ăla, hicks de se învârte așa ca nebunul. Nu știu, dar e haos. E când haos. Tu descrii haosul cu da. niște da. cuvinte foarte frumoase. Și asta crezi că face un bărbat puternic? Cum arată un bărbat puternic în viziunea ta, Amalia? Ce mai... înseamnă să fii bărbat? Hai să mai aflăm și noi una alta de la. Ce înseamnă să fii bărbat în ziua de azi? Mm? E greu, frate, în ziua de azi. Un bărbat este cel care respectă o femeie. Mm -hmm. um, o femeie poate să fie orice. Atâta timp cât e cu tine, e regină. Și după ce nu mai e cu tine, e regină. Adică, bărbații care își vorbesc o să le neveste urât sau care uh, vorbesc curat cu ele sau care le, sau care le spun te îngrășe. Nu, există așa ceva. Ăla nu e bărbat. Deci ai, dacă ai auzit spună, mie nu. te ingreșesc. Mie nu. Dar îți dai seama că sunt foarte multe femei complexate și de are recurs și la tot felul de operații estetice care la un moment dat se duc în altă parte. Pentru că e presiunea asta a unor bărbați care, dacă te uiți la ei, arată ca dracu. Au ei sunt grași, dar cumva a, aia e grasă. Păi tu cum ești? Păi tata, eu sunt bărbat. Așa și? Deci bărbatul adevărat este cel care respectă femeia cu care e și alte femei, că nu trebuie mm -hmm. să o respecti doar pe a ta. Bărbatul adevărat e ăla care cară sacoșile femei, care deschide ușa, care nu sunt deloc, nu vreau să fiu egală niciodată cu bărbații. Niciodată vreau să fie, să fie cei mai bărbați ei și o să fiu cea mai femeie. Nu vreau să încar niciodată pungile. Nu vreau niciodată să am. Uh, uh, să fie zile, fiecare zile, la. Zile, că le, le notam, nu știu, mie le mi se pare, că, tot mie tot mie se pare că o femeie are un dar de la Dumnezeu atât de. cum să zic, e miracolul ăsta de a da viață. Eu niciodată nu m-am simțit inferioară unui bărbat. Mie mi s-a părut din potrivă că ce avem noi este, cum să zic, un dar pe care trebuie să-l... de care trebuie să avem grijă să fim atât de mândre de noi că putem să facem asta. Păi de ce aș vrea să fiu un bărbat care nu poate să fie mamă? A, nu, fiți voi bărbați, nu mai interesează. Bine, sunt câteva fiți argumente și acolo, dar... Fiți puternici, fiți cu toți... Na, eu niciodată n-am vrut să fiu bărbat. În viața vieților mele am fost atât de fericită că sunt fată uh -huh. și mi se pare, știi, și... Uniformizarea asta forțată, așa bărbatului care trebuie să fie egal cu femeia. Nu suntem egali. N-am fost niciodată egal. N-avem cum să fim egali. Fiecare face altceva. Suntem uh -huh. două animale complet diferite, că trebuie să ne respectăm. Asta e altceva. Dar să aduci, să egalizezi așa, cum să zic, stupid ce face un bărbat. să fie... Păi ce eu mă apuc să dau la sap? Mai și sunt femei care dau la sapă, dragele de ele, că n-au încotro. Da. Dar de ce trebuie să mă fac eu acum muncitor cu mușchi când eu n-am mușchi? Eu mm -hmm. am altceva. <laughs> știi? Da. Și nu, adică nu-ți dai acord cu. S-a dus prea departe, toată uniformizarea asta cu forța, mm -hmm. știi? Uh, ai spus o chestie mai devreme care m-a lovit. Uh, des, era despre educație, de fapt, cu bărbații, bărbatul care îi spune femei, ești grasă. Și uh, tu ai avut fluctuații mari oh, oh. de greutate. Deci, și vreau, mie vreau mi-a spus să să Răzvan acolo. tot timpul că sunt cea mai frumoasă. Și îi spune bă, da' tu faci mișto de mine. și vezi că am 96 de kg, pe bune, sunt obeză, sunt horror, nu te mm -hmm. uite -te la mine, cum poți să-mi spui că sunt frumoasă? Păi zice, dacă eu te văd frumoasă, ce vei Ești nebună, tu doar. Și lucru lucrul ăsta îți dai seama că m-a ajutat foarte mult, deși... Evident că și el vedea că sunt grasă. Am 96 de kilograme, adică nu eram... N-aveai cum să nu mă vezi. Eram multă. Dar faptul că el a fost alături de mine și mi-a zis... Niciodată nu mi-a zis dacă vreau să slăbesc. Nu m-a întrebat niciodată asta. Mm. A venit de la mine. Dar mult mai ușor vine de la tine când... Știi, când n-ai presiunea aia pusă de bărbat, vezi că te părăsesc dacă te îngrași. De-aia, tâmpinii de-astea. Da, băi, asta chiar eu tâmpin. Băi, Brad Pitt, <laughs> știi? Da, 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 e, e o mare tămne, și 100% de acord. Sunt și foarte multe femei care, cum să zic, trec pe partea cealaltă. Lasă-mă că ăsta mă iubești oricum, nu e ok, nici asta. Uh -huh. Nu e ok să să fii șleampătă, scuzați, nu e ok să nu te mai îngrijești, pentru că ești într-o căzincie și oricum la unde de să ducă, că oricum îi fac de mâncare și nu e ok. Adică uh -huh. femeile trebuie să rămână femei toată viața și să nu te vadă soțul cu picudiuri în cap și pilată, și. Ne nu. Mm. nu. nu e frumos. Adică eu vreau să fiu femeie tot timpul. care e experiența ta cu, cu greutatea? Uh, la fel, era un munte în fața mea, mi se părea că nu pot niciodată să trec muntele la și că eu nu o să mai slăbesc niciodată, și am zis, asta e. Asta e m-am greșat, nu mai Dar pot să slăbesc. Dar De ce crezi că s-a întâmplat asta? Pentru păi că nu știu, s-a întâmplat în patru de ani, de de odată. așa. Deodată. Deodată s-a întâmplat și s-a metabolismul după 40 de ani. Uh, și femeile și mai puțin bărbații, dar femeile, clar uh, Trec printr-o... Ce tinește metabolismul de la vârstă, asta e uh -huh. uh, Ce fac franțuzoaicele Pe care le admir foarte mult Este că de la 40 de ani încolo schimbă total Dacă până atunci au mai mâncat o Necler, un Croissant o, După 40 de ani Ele nu se mai ating de aceste produse alimentare Și uh -huh. am zis că am multe prieteni și le-am zis Bă, eu nu știu Cui vând ăștia croasante? Că dacă n-am fi noi, ăștia turiștii, zic ăștia ar da falime, că voi nu mai mâncați. Și a zis, da, că după 40 de ani să mai mănânce dulciuri și pâine? Niciodată. Deci am învățat enorm de mult de la ele, pentru că ele au spus, trebuie să ne menținem și sănătatea, dar și trebuie să ne îmbrăcăm cu hainele cu care ne-am îmbrăcat întotdeauna. Nu putem să trecem la... Pentru că s-a încetit metabolismul. Nu e o boală asta. Este ceva ce poate fi controlat. Și mă uitam la ele, cum mănâncă, cu sălățica, seara, cu... N-a murit niciuna. N-a murit că n-a mai mâncat gogoși. Știi? Și asta m-am gândit și eu. Lasă că nu o să mor nici eu. A fost și greu da. la început. La început da. A fost de foarte care... greu că, nu știi, când ai 96 de kg și slăbești 5, ești tot acolo. Mm -hmm. Știi? Și e greu, trebuie să te ții să... Și după aia, la un moment dat, slăbești foarte repede dar până slăbești foarte repede, ai niște luni în care nu prea slăbești repede, știi? Uh -huh. Acum, uite, acum am mai îngrășat, O să mai am vreo 5 kg de dat jos, pe care o să le dau jos, dar una e 5, și una sunt 30, uh -huh. știi? Dar nu vreau să mai ajung niciodată acolo, asta e clar. Și ce face în sensul asta Dietă sau dietă. și sport? Dietă și eu merg în fiecare zi, fac o tură de herăstrău. Uh -huh. Cu alfi, de dog. Și mă ajută să mă și relaxez cu mintea, dar mă ajută și ca și workout. Și am venit la tine la dans odată, exact înainte de pandemie, și am început da, nebunia și Asta apoi, și am zis că aș vrea să dansez. Prind, dar te aștept cu, cu, drag, da, cu da. drag, oricând. Asta mi-ar plăcea foarte mult să fac ca și mișcare. Nu pot să mă duc la sală, în nebunesc. Mi se mm -hmm. pare totul foarte static și. Că nu e static, că te miști, dar e foarte. Da, să știi că dansul e o formă foarte prietenoasă uh -huh. și plăcută uh -huh. pentru da. a arde calorii da. și a medita, practic. Ești acolo, exact, cu tine, exact. cu pașul, da, exact. În viață nu este despre control. În viața asta am învățat că este despre a lăsa control. Deci... Și cum ai învățat asta? Am nevoie. Păi uite, eu las controlul când când fac ceva pentru altcineva, când am, mm -hmm. când am o cauză de rezolvat, când am... Atunci nu mai ai controlul la mine și intervine... Știu că o să par de aia fanatică cu așa, dar chiar asta simt. Intervine Dumnezeu și El îți dă alte puteri decât ai putea avea tu. Când ai o cauză în care crezi, nu neapărat cum sunt eu cu copiii, poate să fie dansul, poate și, și tu știi foarte bine că atunci când dansezi nu mai e la tine... E la altcineva, preia puterea. Asta doar în momentele de grație, pentru că astea sunt rare, știi? Păi, în care că le simt. Da, sunt astea, ca momentele astea de momentele... flow, știi, păi, în care nu simți da, că da, faci ceea eu... ce păi, faci. Da. Și ești acolo cu tot sufletul. Ei, cu, cu toată ființa. Find cu, your flow. cu Exact, cu și, toată prezența uh, Nici nu trebuie să spui foarte multe. Știi că probabil tu spui, mama, nu mai nu, nu, perfect, nu poți să intru în flow. Pentru mine, tu ești în flow mereu. Eu, când te văd mm. dansând, tu ești perfect pentru mine. Pentru tine, bănuiesc că nu. Dar pentru mine, eu când te văd dansând și când văd oameni dansând și de la tine de la școală, ăia sunt... Mi se pare un dar de la Dumnezeu să dansezi și să cânți enorme. Deci cine are acest dar pentru mine este, cum să spun, e... sunt mai presus decât oamenii, știi? Mi așa mi se pare. Să știi să dansezi ca lumea, nu te bălângăni și să cânți cele mai frumoase daruri pe care ți le poate da Dumnezeu. Mi așa mi se pare. Deci da. să știi că eu când mă uit la voi că dansați, mi se pare că sunteți supra oameni. Plăceri vinovate ai? Păi am, că de am ajuns la 96 de kg. Acelea sunt? Totale, da. Totale, totale, au rămas? Da, da. Da, a. na, le țin fru. Mai... E bine, dar din când în când Uite, de e ziua mea, câte vorba o Azi de ziua mea vreau tort, știi? De, de ziua examen. mea am mâncat de toate, mai găsesc câteodată ocazie și Mănânc ce-mi place, știi? Alea okay. sunt plăcerile mele vinovate și uh, ce-mi mai place uh, îmi plac foarte mult concertele și festivalurile. Din păcate s-au dus pe apa sâmbetei. Pe acolo se duceau foarte mult din bugetele noastre. Deci am călătorit pe la toate festivalurile posibile și imposibile. Și uh, ne-au ne lipsit și ne lipsesc mult acum. Ne-am luat bilete la Glastonbury de-astea, online. Ai de cap nostru. Mm -hmm. Da, știu și că, că place așa... să mergi și chiar mă gândeam la contrastul ăsta pentru că viața ta dinainte îmi pare așa viața asta de prințesă care accesează cercurile înalte și are beneficiile ei, iar cea de acum, nu știu, mi se pare că ești un fel de Meghan Markle <laughs> acum. Chiar ce părere ai ideea? Pe nu știu. scurt așa. Nu ce știu. zici? Um, mie mi se pare că regina a Angliei și-a dedicat în așa fel viața supușilor, cum fac toți regii, încât e puțin ipocrit să intri acolo și să nu știi ce te așteaptă. Nu faci, nu le face nimeni rău voit lor. Mm -hmm. Numai că dacă nu e pentru tine, dacă te naște acolo, n-ai încotro. Și mm -hmm. poți să zici, bă, nu mai pot mă duc. Dar când intri în așa ceva, nu, nu te băga. E da, asta, cu... asta, asta e părerea, da, da? părerea mea. Dacă nu știi, nu te despre băga, Toată lumea are dreptul să aibă orice opinie, n-am nimic împotriva nimănui. Dar uite-te cum și-a dedicat uh, regina de mică, era un copil. Viața ei a fost dedicată supușilor ei. Aia n-a avut viața ei niciodată. Uh -huh. Aia n-a avut tristeți, bucuri, nu. A fost despre uh, regatul ei. Uh -huh. Când intri acolo, nu poți să vrei tu altceva. Că acolo așa e, du-te la tine acasă în California și you have the sun, the whatever. Păi se pare că până la urmă a ales. Păi a ales, dar tot se leagă de ăștia. Da. Lasă-i, dacă te-ai dus acolo, fii liberă, crește copiii cum vrei. crește mm -hmm. tu altfel decât a fost crescut uh, Harry, de exemplu. Dar lasă-i, ești liber să faci ce vrei, dar nu te mai lua de ăștia. Mm -hmm. Adică e ca și cum știi căznicia aia. M-am despărțit de ăla, dar păi, da, să vezi ce mi-a făcut. Păi da, dar după aia, uite, și nu m-a lăsat și nu, și uite, și m-a bătut și... Băi, nene, păi de ce te-ai dus? Ai plecat, lasă-ne! Asta este... A, și referitor la mine... Așa, cu festivalurile, da. Referitor de acolo, la mine... Pac, ai simțit nevoia asta să evadezi eu din nu... nou în... Da, nu... Eu... În zona asta de libertate... Nu-mi place rutina mor. mie. Exact, deloc. Exact, deci, nu-mi place rutina, și dacă mă bagi într-o rutină, mai omorât. Mm -hmm. Și uh, energia pe care o găsești la festivaluri uh, este o energie pe care n-am găsit-o nimic altceva. Mm -hmm. Și am luat și marijuana, am făcut de toate. Adică, nu Aleluia. este. Aleluia! Da, nu. Potoliți-vă, marijuana îmi place simțit? foarte mult. Da? Deci, când mă duc în California. Lu Eu nu fumez, că nu știu să fumez. Dar când, mă văd cu calif uh, când mă duc în California... De această medieval, sau la Medieval, știi? Sau uh, în Olanda mă sau... Mă văd cu Snoop și... Nu m-am văzut cu Snoop, uite Cu snup cu snup, dar uh, nu îmi place ipocrizia asta în care marihuana e o plantă. Da. Nu e cocaină, nu e heroină. Așa. Marihuana este o plantă. Uh, iau CBD mereu. Am acasă sticluță cu CBD, iau din când în când. Nu <laughs> știu... Da. Ce, cbd, CBD este partea nehalucinogenă a, a cannabisului. Okay. Și se Mulțumesc tratează pentru... tot felul de. se tratează și cancerul, din câte știu, mm -hmm. cu ea. Nu mă ah, nu okay, rog, eu în, acum, așa. Acum, dar acum este, știu despre ce vorbești Da, și te liniștește, te, te ajută să calmezi tot felul de chestii. Fără să. De exemplu, copiii care au epilepsie mm -hmm. și sunt tratați cu CBD au Nu au o parte de toxicitatea medicamentelor pe care trebuie să le ia ca să controleze crizele de epilepsie. De exemplu, okay. la noi, în România, dacă vorbești de marijuana, e un fel de. Oh, de miliția, bine, Nino, nino. nu. Potoliți-vă. Marijuana este o plantă, este, va, este cum să zic, e legală în foarte multe țări și nu trebuie să o luăm cu. Evident, în România nu fumez, că e ilegal. Dar, când merg în California sau pe oriunde, iau și e ok. Dar, niciodată. Orce, oricum te simți de la asta nu a egalat uh, sentimentul și vibe-ul pe care l-ai când mergi la festivaluri și când îți cântă un band extraordinar de mișto Ce muzică asculti? Ce ți place? Uh, ascult și rock. De exemplu, uite, a scos Black Keys ieri un acum, album. Da, da, Doamne, da, da, cum, cum e albumul ăla, da. care are și blues ăla din Sud în el. Da. Deci un rock Eu n-am apucat, apucat să-l ascult. Doamne, încă, deci dar, ascultam ieri, nu există. Deci, ca, ca rock din Sud, as... nu îl băgăm există așa pe, ceva. pe Spotify acum. Deci, îmi place, îmi ascultăm mult rock, dar. Răzvan iarăși este o enciclopedie de muzică. Deci el știe orice există în muzică. Mai uh -huh. puțin muzica clasică, acolo nu. Cunoaște dar în rest tot ce înseamnă muzică, că e hip-hop, că e și fetele sunt foarte <laughs> uimite că el este cel care le trimite ele sunt pe hip-hop acum că la vârsta asta uh -huh. și eu eram, eu am fost fan Tupac, a fost când a murit Tupac, parcă a murit Vărmiu. Dar <laughs> um, a, ele sunt Acum ascultă hip-hop și le trimite Răzvan înainte să știe mm -hmm. ele ce se lansează și ascult și hip-hop. Ascult multă muzică. Muzica mea preferată este rock și, uite, Black Kiss, de exemplu. E Foarte una tare. dintre, da. Filme, ceva, seriale, ai văzut bune în ultima vreme? Băi, n-am văzut. Eu n-am răbdare să vă seriale pe Netflix. Nu. Deci am văzut... Păi, nu numai pe Netflix. DJI nu știu, am văzut, mă gândeam prima că dată... ai vreo recomandare. Am văzut aseară un film, uh, Palm Springs. Ok, dar e, nu mă știu, pe Hulu. Mm -hmm. Nu știu pe unde e. Um, Bun. Băi, mișto. Deci te uiți la el Dar și la un moment dat zici, ce dracu-i prostia asta? Ce tot o ține așa? Și de fapt e o metaforă în care, uh, o să vezi, e o metaforă asupra vieții. Și că la început ți se pare că e ușurel, așa zici, ce ăștia mă de la mine. Mm -hmm. Și după aia am mai văzut unul de curând, uh, I Care A Lot se numește. Da, l-am văzut L-ai văzut? Da, ăsta e pe Netflix. Deci mi s-a părut este... foarte mișto făcut, foarte... Înfricoșător. <laughs> și tot așa, dacă extrapolezi la, la societatea de azi, în care din ce în ce mai mulți oameni sunt singuri, da, da. pentru că suntem învățați să ne gâdilăm foarte mult orgoliu și să nu mai fie nimeni la, destul de bun pentru noi, cumva rămânem singuri, mai mulți și vezi că vine fata aia și ne ia îți bate la ușă. <laughs> ne zbate fata aia la ușă, știi? Las că știu eu ce e mai bine pentru da, tine. Da, 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 exact. Și cărți, ceva? Um, Ai de recomandat? Am, am citit The New World al lui um, Huxley mm -hmm. nu care știu, e foarte -am, mișto. O să -o caut. Să citești, da. Mm -hmm. Este scrisă prin 30, Aha, 30 okay. și este despre societatea de azi. Adică mm -hmm. e este genial cum a putut omul ăla să vadă, e un fel de, cum a fost și, cum îl cheamă, care scria SF, ah, oh, ce lapsus am, care scria de iPad și așa acum până în 1930, tot la fel, oh, ce lapsus am. E. Nu e nimic, las că ți-a duși aminte și da, ne... Da, mă rog. Sunt da. oameni foarte care au văzut în 1920-30 ce o să se întâmple astăzi. Și ceea ce mi se pare, asta mi se pare mie fabulos. Vizionari. Da, vizionari, da. Amalia, îmi pare foarte rău că... <laughs> că nu mai stăm, mai aveam acoperit, două ore de vorbit. Că n-am acoperit toate subiectele. Dar mai dar putem îmi, pare, să stăm. îmi pare foarte bine că și că mi-ai confirmat faptul că viața ta merită un film. <laughs> Pentru că ai fost și cenușărea sa, e și rebela care merge la uh, festivaluri, da. e și mama devotată și omul care înțelege că binele de fapt înseamnă binele celorlalți. Nu pot decât să-ți mulțumesc că ți-ai făcut timp și că ai venit și sper să ne revedem pentru da. că am curiozități și tu ești o sursă inepuizabilă. <laughs> Te las să mergi îți pentru că știu că-a plăcut mult, mi-a plăcut mult interviul și mi-a plăcut mult că de fapt a fost o discuție între doi oameni care uh, apreciază libertatea. Da, știi? Așa, este, mai da. mult decât orice. Așa că ești liberă să mergi, să-ți îndeplinești misiunea <laughs> pentru că ai o conferință cu, o Salvați, Copii. cu Salvați Copii acum, uh, Unde da? te pot găsi oamenii? Uh, pe, pe Instagram. Amalia Anastase sau pe Facebook, sau pe YouTube, am canal de YouTube. Dați și voi like, subscribe, știți voi. Poveștile astea Puteți pentru. Puteți să că... faceți asta și pentru canalul da. meu între timp. Exact, <laughs> și pentru canalul ăsta, ca să te urmăriți. Puteți să-mi scrieți, eu răspund la toate mesajele. La fel, cred că și tu, cred că ai. Eu, eu mă rog, lucrez la... la asta, vreau să fac asta din ce în ce mai bine, dar mm -hmm. cred că e foarte important să comunici da. cu oamenii și cred că. Mm -hmm. În același timp, îți face bine, și mă străduiesc. Sunt pe drum, și încerc să fac cât mai bine lucrul ăsta. Amalia, mulțumesc, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult! Mihai. Mulțumesc mult.